adolescent este prins într-o capcană fără șanse de scăpare. Nu poate evada orice ar face. Singura ieșire? Moartea. Capcana, trupul său hidos, bolnav, rânced. Ești la nota 10, acolo unde tema la română e cool, ca un film bun. Demonstrăm azi despre plumb, George Bacovia. Plumbul este greu, opac, apăsător. Te face să cazi sub greutatea lui, îți blochează vederea, îți naște sentimente de claustrare. Tot plumbul este cel care îi limitează puterile lui Superman. Panică! Supereroul nu poate vedea prin plumb. Elementul chimic cu numărul 82, plumbul este un metal greu cu o densitate foarte mare. E folosit de pescari, în bateriile mașinilor și la fabricarea gloanțelor. Este toxic, ceea ce face ca glonțul cu plumb să fie împotriva normelor ecologice. Ar trebui taxat suplimentar. Abia acum folosesc cuvântul plumb a șasea oară, ceea ce înseamnă că trebuie să o mai fac încă o dată pentru a-l egala pe Bacovia, cel care l-a folosit de 7 ori în capodopera sa, plumb. Eu am folosit până acum de 2 ori mai multe cuvinte decât Bacovia. Poezia plumb are 53 de cuvinte cu tot cu titlu. Context. Bacovia a scris plumb când avea 19 ani. Era exact în anul în care renunța la școala militară după doar câteva luni. Nu suporta viața ca zonă, uniforma și ordinele. Nici școala propriu-zisă nu era printre favoritele sale, aia cu română și matematică. În schimb, îi plăcea să deseneze. Iubea și vinul. Zice poetul despre el însuși. Bacovia mai înseamnă însă și altceva. Prescurtând pe Bacchus în Baco și adăugând apoi cuvântul latin via, calea, ajungi să vezi că Bacovia înfățișează pur și simplu calea lui Bacchus. A avut o copilărie deprimantă, o adolescență urâtă, iar viața i-a fost marcată de diverse boli și tragedii. Un om care aproape tot timpul a fost trist, îngândurat, anxios. Peste aceste semințe vine momentul din iarna lui 1900, când tânărul Bacovia ajunge la o înmormântare. Frig, vânt, atmosferă cenușie și un cavou plin cu sicrie de plumb. De aici, un singur pas până la stam singur lângă mort și era frig și atârnau aripile de plumb. Ceea ce ne conduce la viziunea nota 10. Ai în școală un coleg pe care nu-l bagă nimeni în seamă? Ciudatul singuratic ascuns în colțuri și pe care nimeni nu-l invită la petrecere. Să-l numim Tinel, porecla lui Dinetă. I se mai spune și Latrinel sau Latrină direct. Eventual, are fața plină de acnee și ciupituri. Ei bine, Tinel este Bacovia, un tip retras, antisocial și neadaptat. Când a scris plumb, Bacovia era colegul tău, ăla cu acnee. Crezi tu că Tinel stă să se gândească, sunt simbolist și voi aborda o temă care să deschidă drumuri noi pentru poezia eufonică, adică ceea ce găsești pe net în comentariile legate de plumb. Pur și simplu, Bacovia avea o nevoie să exprime ceva, la fel ca Tinel, care simțea singurătatea lui apăsătoare, durerea de a trăi într-un trup hidos. Este un strigăt de ajutor pentru a căpăta atenție, iubire, căldură sufletească. Vrea ca tu să-l vezi. Dacă stilul tău este copy-paste, atunci folosește Google, învață pe din afară și scrie în lucrare: lirismul este subiectiv. Apar mărci ale eului liric, verbe și adjective pronominale la persoana întâi singular. Din nou, preluare de pe net. Dacă nu ești copy-paste, uită-te bine la Tinel, colegul tău retras, gândește-te o clipă ce simte el și de ce este singur. Evident, Tinel vede lumea în pixeli Roblox. Bacovia era exact la fel. Bine, nu avea internet, dar avea talent și avea o nevoie. Să fie iubit, să fie auzit atunci când spune: hei, și eu sunt aici. Despre autor. Internetul geme de informații legate de Bacovia, e simplu să afli ce vrei și ce ai nevoie. O să ne oprim aici la un citat care dezvăluie multe. Zice Bacovia: nu am niciun crez poetic. Scriu precum vorbesc cu cineva, pentru că îmi place această îndeletnicire. Trăind izolat, neputând comunica prea mult cu oamenii, stau de vorba adesea cu mine însumi și iau note pentru a mi le reciti mai târziu. Nu-i vina mea dacă aceste simple notițe sunt în formă de versuri și câteodată par vaete. Nu sunt decât pentru mine. Poetul Bacovia are filme cu cadavre descompuse, vânt rece, copii bolnavi și amanți distruși. Apocalipsa își trăiește apogeul în vorbele sale dibace. Bacovia nu își propune să scrie cumva anume, nu caută simboluri care să aibă ecou în mintea cititorului și să fie apoi analizate de profesori. Pur și simplu, așa a trăit el. Astea erau simțirile lui, asta era ceea ce avea în suflet zi de zi. Era bolnăvicios, urâțit de zona zoster, cochetând de multe ori cu nebunia. Până și chipul lui pare sinonim cu moartea. Zice același Bacovia: de obicei stau aproape toată ziua în casă. Nu mă plictisesc și nu mă neliniștesc în singurătate.
evit oamenii pentru că persoana mea ar aduce un fel de umbrire peste veselia lor spontană. Îi respect prea mult ca să le aduc vreo supărare. Filmul de scurt metraj, Plumb, evident nu există. Facem doar un exercițiu de imaginație ca să înțelegem mai bine ce vrea Bacovia. Exterior, zi, frig, vânt, fără soare. Un cadru general din dronă. Zborul lin ne poartă peste câteva case ponosite de periferie. Ploaie deasă. Doi câini se bat pe rămășițele unui cadavru de corb. Copacii se îndoaie sub vântul puternic rece. Un cerșător perfect sănătos își ascunde picioarele sub zdrențe și devine olog. Odată cu imaginea primelor cruci din cimitir, auzim o voce din off. Dormeau adânc sicriele de plumb și flori de plumb și funerar veșmânt. Drona vede de sus cimitirul sărăcăcios neîngrijit. În mijloc, un cavou care pare imens printre crucile încovoiate. Abandonat, dărăpânat. Ușile deschise, grele, nu se clintesc în vântul care aproape doboară o bătrână care traversează cadrul în diagonală. Drona coboară la nivelul solului și ne lasă să vedem interiorul cavoului. Gulerul ridicat al parpalacului ascunde chipul hidos al poetului. Voce din off. Stam singur în cavou și era vânt. Și scârțâiau coroanele de plumb. Camera de filmare intră în cavou. Nu putem citi inscripțiile de pe morminte, dar prezența lor este apăsătoare. Tonuri de cenușiu, totul este în penumbră. Vocea din off se suprapune peste prim planul cu chipul bubos al poetului. Dormea întors amorul meu de plumb, pe flori de plumb și am început să-l strig. Poetul aprinde o lumânare. Aceasta se stinge imediat din cauza vântului. Vocea din off continuă. Stam singur lângă mort și era frig și atârnau aripile de plumb. Ultimul cadru surprinde lacrima care aproape cade pe obrazul poetului. Camera se îndepărtează lent. Vedem conturul poetului proiectat pe sicrie. Scoate din buzunar ceva. Felul în care ridică mâna spre tâmplă ne poate face să credem că are un pistol. Fade to black. Generic. O altă producție demnă de 11 premii Oscar. De fapt, un simplu exercițiu care să ne ajute să pricepem că până și cea mai plictisitoare temă poate deveni un film bun. Depinde doar de noi să abordăm ideea ca atare. Fă-ți filmul tău și fă-l mai bun decât al meu. Despre ce este vorba? Evident, primul lucru despre care trebuie să vorbim este leitmotivul întregii construcții poetice, plumbul. Prezența lui este obsedantă și virilă. Este acel ceva care îl sugrumă, îl claustrează, îl îndeamnă către moarte. Plumbul simbolizează tot ce este în jur și se coagulează ca sângele rece în sursă de nefericire eternă. Nivelul speranței zero, nici măcar nu pâlpâie. După cum spuneam, un adolescent este prins într-o capcană fără șanse de scăpare. Nu poate evada orice ar face. Singura ieșire, moartea. Capcana, trupul său hidos, bolnav, rânced. Conflictul principal este dat de discrepanța flagrantă dintre poet și lumea care îl înconjoară, cu tot ce presupune ea, oameni, acțiuni, sentimente. Personajul principal este un neadaptat antisocial, incapabil să vadă un dram de lumină în jurul său. Comentariile de pe net spun că Bacovia vorbește despre condiția omului într-o societate care îl limitează. Știi ceva? E foarte simplu să dai vina pe altul și e foarte dificil să faci un efort, să te adaptezi și să faci ceea ce vrei sau ai nevoie în condiții impuse din exterior. Societate, familie, școală și așa mai departe. Cred că trebuie inversat raportul complet. Personajul din plumb este incapabil să se adapteze și foarte probabil este sociopat. Problema este a lui, nu a celorlalți. Conflictul principal are două laturi. 1. Conflictul exterior, între poet și lumea din jur care nu este a lui și în care nu are capacitatea să se adapteze. El e singur, stăm singur în cavou, iar tot ceea ce este în afară este gri, rece, urât, de plumb. 2. Conflictul interior, între dorința de a se schimba și imposibilitatea de a o face. Poetul ar vrea să fie capabil să iubească și să fie liber și am început să-l strig. Dar nu știe cum să facă asta. Sau nu poate. Încă un argument. Strofa 1 din poezie are legătură cu exteriorul, iar strofa 2 este orientată spre interior. Două conflicte clare, distincte. Scop, obstacol. În orice creație de valoare avem un parcurs foarte clar. Cineva vrea ceva. Protagonistul are un scop. Altcineva se opune și nu îl lasă să obțină acel ceva. Antagonistul pune obstacole. Ecuația câștigătoare este protagonist plus scop egal antagonist plus obstacol. Cred că poezia lui Bacovia este un strigăt de ajutor. Probabil știe că nimeni nu-l poate salva de propriul destin, însă un dram de compasiune și atenție i-ar îndulci drumul cu siguranță. Protagonistul nostru are un scop, să îi determine pe ceilalți să îl iubească, să îi oblige cumva să penetreze stratul de plumb sub care s-a ascuns și să ajungă la el să îi ofere iubire, alinare, atenție. Cine îi se opune? Cine este cel rău? Societatea. Lumea din jur, regulile.
făcând legătura cu ceea ce spuneam la conflictul principal. Plumbul simbolizează atât lumea exterioară, la care poetul habar nu are cum să se adapteze, cât și universul interior, imposibilitatea lui de a iubi sau de a se lăsa iubit. Nu uita, când a scris Plumb, Bacovia de-abia fugise de la școala militară. Ce înseamnă armata? Moarte, bocanci grei, ordine apăsătoare, reguli. Bacovia este adolescentul care vrea să scape din propria lui viață, din propriul său trup. Nu poate. Strofa 1. Conflict exterior. Dormeau adânc sicriile de plumb și flori de plumb și funerar veșmânt, stam singur în cavou și era vânt și scârțâiau coroanele de plumb. Poetul privește în jur. Înțelege că are alături doar moarte și frig. Condiții neprielnice, adică argumente împotriva fericirii și bucuriei de a trăi. Cine și-ar dori să deschidă ochii între sicrie pline de organe râncede? Cu siguranță nu o persoană veselă și cu chef de viață. Atmosfera lugubră este completată de sunete. Coroanele scârție, vântul șuieră. Strofa 2. Conflict interior. Dormea întors amorul meu de plumb pe flori de plumb și am început să-l strig. Stam singur lângă mort și era frig și atârnau aripile de plumb. Amorul doarme întors. Lumea este răsucită, spre interior, inversată. Zice Bacovia că a strigat, dar nu l-a auzit nimeni, mai mult ca sigur. Sau poate că nici măcar nu a vrut să fie auzit. Știi de ce? Pentru că eu cred că îi place unde se află. Suferința îi conferă o anumită siguranță. Este un spațiu cunoscut și asimilat. Ceva nou, chiar dacă are potențial de mai bine, înseamnă ceva nesigur, adică mai rău, provocator de anxietate. Toate astea sunt speculații bazate pe text. S-ar putea să nu fie exact cele așteptate de profesorul copy-paste, dar fiecare afirmație este bazată pe ceea ce scrie în poezie și argumentat ca atare. Nu este inventat pur și simplu. Părerea nota 10 este singura variantă cu adevărat valoroasă, aceea în care gândim cu propriile noastre mansarde, nu cu ale profesorilor. Simbolistică. Evident, plumbul simbolizează toate cele pe care le-am enumerat. Moartea este cea care ține loc de lipsa adaptării, de incapacitatea de a înțelege și de a fi înțeles. Amorul poate simboliza multe, dar eu aleg să fie acceptarea destinului implacabil. Clasicul Amor Fati. Am văzut tatuaje foarte sexy cu Amor Fati. Caută-le pe net. Totodată caută și ce înseamnă. O să afli despre Camus și Nietzsche. Ambele strofe încep cu ideea de somn. Cine doarme? Ce este somnul? Variante multiple de răspuns. Sunt culturi în care somnul este privit ca un fel de moarte, în care conștiența dispare și lasă loc beznei. Poate că tot universul lui Blaga a fost dezvoltat în stare REM, de visare și scădere drastică a tonusului muscular. De aceea, protagonistul nostru nu e în stare să facă nimic să se salveze, ci doar se jelește că totul moare în jur și că pe el nu-l înțelege nimeni. E viu și mort în același timp. Cifra magică 3. Cuvântul plumb apare de 3 ori în fiecare strofă. Pentru multe tradiții, 3 este cifra perfectă a divinității, a eternității. Cuvântul plumb apare și în titlu, ceea ce ne conduce la un total de 7. 1 plus 3 plus 3. Evident, 7 este un alt număr magic, divin, cu semnificații ascunse. 7 arte, 7 zile, 7 note muzicale și tot felul de direcții care vorbesc despre perfecțiune și eternitate. Dacă îți place zona mistică, poți căuta semnificații la nesfârșit. E chiar amuzant câteodată. Concluzie. Poți scrie la examen și că plumb este artă poetică și că simbolul este centrul creației. Totul are legătură cu părerea poetului despre lume și regulile ei. Sunt două catrene cu rimă îmbrățișată și fiecare dintre ele reprezintă un alt plan. Unul exterior, altul interior. Este vorba despre moarte și destinul tragic pentru care am semnat din clipa în care ne-am născut. Noi toți, și eu și tu. Mulțumim că asculți Nota 10, locul în care noi învățăm pentru tine. Te rugăm, apasă butoanele like, follow sau altele asemenea. Ne motivează să te ajutăm. Regulile noastre sunt simple. Tot ce asculți aici respectă 4 idei. 1. Să fie cool. 2. Să fie ca un film bun, povestit bine. 3. Să fie în limba română vorbită. 4. Să nu conțină nimic din comentariile de pe net. Pace!